Am primit deseori întrebarea cum atingem starea de echilibru. Când toate părțile noastre interioare, copilul sau subconștientul, mama sau conștientul și tata sau supraconștientul sunt aliniate și congruente cu experiențele noastre de viață, funcționăm în echilibru. Ca să devină congruente, este necesar să vindecăm rănile copilului nostru interior și să facem pace cu tot, inclusiv cu noi înșine. Nu ai cum să construiești o casă sigură la cutremure dacă fundația este făcută aiurea. Așa este și cu echilibrul nostru interior. Dacă nu mergi la originea problemelor, poți doar să speri că îți găsești un surogat de echilibru care dispare la prima emoție intensă. Ce ești dispusă să faci azi pentru a rămâne în echilibru, chiar și în momentele cutremurătoare? Sunt Elena Paula Știubei și susțin oamenii să-și vindece corpul și sufletul pentru a-și trăi viața în bucurie. Mă găsești pe căilevindecării.ro. Spor în toate cu inspirație!